Preacucenice Părinte Protopop de Bălți, preacucenici părinți, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească puțină rugăciunea noastră sfântă, dumnezească liturghiei de astăzi. Hristos Dumnezeu, Preacurata Maica lui Dumnezeu, să vă răsplătească, cum o spun deseori, după râvna, credința, evlavia fraților voastre. Pentru Sfânta noastră mănăstire este astăzi și pentru noi toți creștinii ortodoși de pretutineni plinești de mare binecuvântare și aș putea spune multă bucurie duhovnicească când cinstim acoperământul Maicii Domnului, cum bine a spus preacucenicul Părinte Dumitru, în cuvântul rostit către părățile voastre, către noi toți, Sfânta noastră mănăstire este închinată Maicii Domnului. Și astăzi observ credincioși cu suflet mare, dar nu în ultimul rând, cu siguranță aveți către Măicuța Domnului multă evlavie. Prezența frăților voastre pentru mine contează foarte mult. Ați venit, cum bine spunea Părintele Dumitru, din toate colțurile țării noastre. Ați venit din Dulcea Bucovina, din Basarabia, din unde v-a adus și v-a îndrumat Maica Domnului și v-a numărat pașii. În sobor avem slujitori din Bălți, Basarabia, avem din Dulcea Bucovina, avem ieșeni ai noștri, vedeți cu siguranță fiecare care vedem în fața noastră și care au slujit în soborul de astăzi, țin mult la locul acesta și râmnă evlavie în cinstea Maicii Domnului. Așa că mă bucur că vă revăd, când spun revăd că frățile voastre veniți deseori și mai ales urcând pelerinii către Sfânta Preacuvioasă, mult milostivă Parascheva, poposesc deseori în dealul mare, la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde altfel mii de pelerini sunt cazați la noi. Țin să mulțumesc cu îngăduința dumneavoastră tuturor și în ultimul rând soborului de astăzi, Părintelui Dumitru Păduraru, redactorul la Dux Unitas, care cu cuvântul blând a Sfinției sale, îl auzim mai tot timpul, propovăduind, tălmăcind Sfânta Evanghelie. Mulțumim Părintele Protopop din Basarabia, de Bălți, care nu ne este nou străin, Părintelui din Glodeni, Părintelui Constantin din Pitia, Părintele Florin Ungești, care an de an se străduiesc să vină cu credincioși din Dulcea Bucovina și din Izvorul Tămăduirii, și la acest ram, mare bucurie este pentru mine că acești prieteni ai locului și ai mei personal, mă bucur că dumneavoastră îi urmați, fiindcă dumneavoastră aveți de câștigat și păstorul bun e urmat și de credincioși buni, fiindcă trebuie să știm să și mulțumim lui Dumnezeu la timp. Trebuie să știm de ce am venit la biserică, trebuie să știm ce cerem lui Dumnezeu, când cerem și ce cerem. Și Dumnezeu trebuie căutat nu numai când avem nevoie, că în general știți cum este omul. Îl caută pe Dumnezeu și biserica când este într-o încercare, într-o suferință sau o boală. Mai facem noi și lucruri care nu sunt ortodoxe. Din puțină credință ne mai ducem din loc în loc unde nu sunt lucruri plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și din nou mă plec în fața frăților voastre mulțumindu-vă că ați înfrumusețat astăzi această mare sărbătoare a Sfintei noastre mănăstiri Hardembo, dar se vede lucru nu cu prezența, doar cu trăirea și cu credința frăților voastre. Mulțumim fiilor mei duhovnicești care oferă masa de astăzi pelerinilor, vrednicul și destoinic ucenic al mănăstirii Costărnac, Costică și Viorica, domnul inginer și ingineră,
A împlinit o frumoasă vârstă, nu-i place Dumnezeu ca să-l, cum să spunem popor, să-l laud așa, dar n-am cum să nu laud așa om cu suflet nobil. Din nou, o fiică duhovnicească, Maria Gorongea, care a împlinit o vârstă frumoasă. Din nou, un fiu duhovnicesc, Ioan Vițel, iarăși a împlinit o vârstă frumoasă săptămâna aceasta. Și o doamnă, Bălănuță Iofusina, din nou, toți acești credincioși și fiii duhovnicești ai locului au pus mână la mână și a dorit să ofere masa de afară dumneavoastră în cinstea Maicii Domnului. Rugămintea mea este să rămâneți la masă, chiar dacă puțin plouă afară, acolo este acoperiș, fiindcă s-au osenit câteva gospodine mezi de noapte și nu ușor este să stai până la 3 dimineața să învârți sărmani acolo. Bucuria mea ar fi personală și a domnului primar Emilie și la ceilalți care oferă masa să sta și să zici soboda proste, ca Măicuța Domnului să fie primită în cinstea Maicii Domnului. Rog pe Măicuța Domnului în această sfântă, binecuvântată zi de sărbătoare pentru Sfânta noastră Mănăstire și mica de sfântnică oștie a Sfintei noastre Mănăstiri, să vă răspătească tuturor. Și Măicuța scumpă să vă numere și 2-3 pași făcuți până în Sfânta Biserică. Maica Domnului se pretutindeni, dacă o prețuim, și în căsuța noastră, în cămăruța, în călătoria noastră, dar sunt locuri unde, să spunem așa, altfel își arată minunile. Vedeți că sunt mai multe locuri unde Maica Domnului peste tot e prezentă. Dar avem icoane făcătoare de minuni, care trebuie să le cinstim. Trebuie să le cinstim așa cum se cuvine. Ce ne-am face noi fără sprijinul ajutorul Măicuții Domnului, care mai tot timpul mijlocește pentru noi păcătoși înaintea lui Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre. Măicuța scumpă să vă ajute tuturor. Și cei care așteaptă binecuvântarea Maicii Domnului și a Sfintei Preacuvioase, mult milostive Parascheva, duceți din darul Maicii Domnului, a Sfintei Preacuvioase, mult milostive Parascheva, o mică blagoslovenie. Chiar v-aș ruga să nu treceți cu vederea prin acest coș. Noi adunăm un ajutor pentru Vaslui și Galați. Noi am fost deja la Galați. Să ferească Dumnezeu pe toată lumea ce am putut să văd acolo, ferească Dumnezeu, și în partea Vaslui către Bărlat Tecuci, 4 sate nenorocite, de ape, vijelie, furtună, cum să spun, și v-am zis că am fost cu 2 tone de alimente, am reușit duminica trecută să adunăm doar pentru o tonă de făină, restul am pus mănăstirea. Acum din nou trebuie să mă duc în 2 locuri, tot așa, cu alimente și din nou la Galați și la Tecuci Vaslui. Și vă rog frumos care puteți să dați o mică ajutor aici, să reușim să putem cumpăra din nou 2, 3, 4 tone de alimente. Fiindcă au nevoie de ajutorul nostru, iertați-mă, v-am zis duminică ce am putut să văd, eu și acum nu pot să ne vin. Tot ce a avut agoniseana de o viață, nu mai este grădină, nu mai este o gradă, din casă tot în mijlocul drumului. Câți dintre noi am mulțumit lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat? Câți dintre noi am lucrat sărbătorile și duminicile? Că te cutremur când vezi prin satele vecine, că vai de mine, dacă vine o furtună sau o ploaie, ia să prășesc azi duminica. Lipa li foca, o sfințenie pentru toți. Dar duminica și sărbătorile sfinților nu sărbători. Ai voie scosări, că doar animalele trebuie să mănânce. Spune Cartea Sfântă, până și animalele trebuie să pui din casa ta la post, când este urgie, când sunt încercări groaznice. Mânia lui Dumnezeu este pornită cu dreptate asupra noastră, nu cu nedreptate. V-ați gândit vreodată cât de bun e Dumnezeu cu noi? Cât putem noi păcătui? Și iarăși repetăm, și iarăși repetăm, spunem că Dumnezeu e bun. Surorilor și fraților, profităm de bunătatea lui Dumnezeu deseori. Deseori profităm de bunătatea lui Dumnezeu. Când vine nenorocirea asupra familiei, case, strigăm, Doamne,
nu mă lăsa, fiica mea e în primejde, fiul meu e în primejde, Doamne, mama mea e în spital, fratele meu, ajută-mă, ridică, că-ți promit că nu mai lipsesc la Sfânta Biserică, îți aduc darul bisericii, la săraci. Că vine timpul și ceasul când o spun deseori și o spune Sfânta Evanghelie, când alții ne va încălța și ne va îmbrăca și ne va încinge și ne va duce unde nu ne este voie. De ce să nu mă duc eu în casa lui Dumnezeu cât am putere? Câți credincioși care au frecventat Sfânta Liturghie, duminică, duminică, sărbătoare, sărbătoare, au fost duși din copiii lor la sectari. I-au îngropat sectari. El a fost consilier la biserică și parcă aud pe cineva, plângea, vai de mine, ce o să fac eu? Mă tem că am o fiică sau un fiu la sectari și mă tem să nu mă ducă la necredincioșii ăștia fără de Dumnezeu. Și așa s-au întâmplat foarte multe lucruri. Și de ce să vină ceasul să ne ducă altcineva unde ne este voia? Atenție! Nu să știi dintre noi ce sfârșit vom avea. Noi ne rugăm pentru un sfârșit creștinesc, dar Dumnezeu nu trece cu vederea ce ați făcut în viața dumneavoastră. Și îl primește canonul cât ați trăit și nu mai puteți să vă închinați. Vine ceasul, nu mai poți face metanie. Vine ceasul, nu poți face nici chiar închinăciun până la pământ. Dar Dumnezeu știe că în vremea ta, cât ai reușit și ai putut, ți-ai făcut canonul. Măicuță, o dau pildă până mor. Am spovedit-o 20 de ani. Și tot facea săptămânal. Părinte, ați uitat de mine, părinte, spovedește-mă, te rog, mă simt încărcată, mă simt că atâta zi păcătoasă și dacă mor așa, părinte. Dar te-am spovedit, maică, săptămâna trecută. Zice, nu, 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 vreau săptămânal și cât e de se poate. Și, dar părinte, ori mă primește Maica Domnului că eu, ticăloasa, zac la pat și nu pot face canonul. Nu fac metanie, părinte, nu fac închinări. Și plângea și zic, măicuța Domnului, Maică, ți-a primit canonul care l-ai făcut în viață. A murit cu cărticica de rugăciuni pe piept. Și venea învierea Domnului. Și așa plângea, zice, Doamne, Maica Domnului, cum să fac eu să mânc și să cânt Hristos în viață în biserică? Nu mai pot. Dar eu am zis, măicuță, o să pun pe cineva să te iei pe sus, pe un scaun el, să te aducem la, în biserică. Nu, ticăloasa de mine, eu am să cânt lui Hristos aici, din geam. Și a deschis fereastra și a început a cânta Hristos în viață. A treia zi apare în altul, pe vremea aia, episcopicar, Calinic, care ținea foarte mult, i-a pus numele Ecaterina. Preasfinția voastră, atunci era episcop. Faceți o dezlegare lui Maica Ecaterina, cât tare mult vă iubește. Nu pot, părinică, mi-este milă. Las că vin altă dată, dar vin când ea va pleca deja la Domnul. Și când dă să plece, după atâta zăcare, n-o cu mult, câteva săptămâni, dar nu se putea ridica din pat. Nu mă văd că strigă cineva. Preasfințitul se pregătea să plece spre poartă. Preasfințit. Și dar noi spus că Maica zace la pat. Preasfințit, viu-i Dumnezeu în cer, nu s-a ridicat de 3 săptămâni. Stați, preasfinția voastră, binecuvântați-mă. Și spune ea, v-am visat azi noapte, preasfinția voastră, că ați venit în grădina, în câmp, pe câmpul mănăstirii, și am cerut binecuvântare la distanță și m-ați blagoslovit cum în două mâini și am vrut să iau încă o binecuvântare. Maica Domnului s-a binecuvântată și a zis preasfințitul, pregătește Părintele Nicodim că Maica pleacă la Domnul. Și a murit după amiază. Vedeți? Cu adevărat putem numi un sfârșit creștinesc care fiecare dintre noi trebuie să ne rugăm, Doamne, ajută-mi, dă-mi răgaz de pocăință și dăm un sfârșit creștinesc. Maicuța Domnului, mijlocește către Fiul Său, Bunul Dumnezeu, să-mi prelungească ani, să mă pot ruga pentru iertarea păcatelor mele, să mă pot mântui și să mă pot bucura părinții de copii, nepoți,